De peste 10 ani, Fundația Inovații Sociale Regina Maria oferă servicii medicale persoanelor neasigurate în sistemul de sănătate din România, pacienților din categorii vulnerabile. Așadar, aș vrea să discutăm pe larg despre acest subiect, care include și pe refugiații din Ucraina, cu doamna Cristina Mateioiu, care este directorul executiv al Fundației Inovații Sociale Regina Maria. Aș vrea să vorbim mai întâi despre serviciile medicale pe care le oferă fundația în general persoanelor din România. Fundația noastră de peste 10 ani, așa cum bine ai spus, oferă în principal servicii medicale gratuite, integrate persoanelor excluse din sistemul medical din România. Și vorbim aici de persoanele neasigurate și fără venituri, da? De cele care nu au posibilitatea să-și plătească o asigurare privată sau chiar asigurarea de stat. Câte astfel de persoane sunt? Cifrele sunt destul de greu de obținut din acest punct de vedere. Singura statistică pe care am găsit-o spune că se aproximează că 11% din populația activă din România este neasigurată. E o cifră îngrijorătoare care ne arată că riscul la care sunt supuse aceste persoane din punct de vedere al sănătății este foarte mare și nu cred că este suficient de bine evaluat de către oficialitățile din România. Noi, ca și fundație, am decis că partea noastră de treabă și ajutorul pe care noi putem să-l dăm este acela de a oferi ajutor tuturor celor care vin înspre noi, fără să intrăm într-o polemică sau într-o luptă cu statul pe acest subiect, pe care îl cunoaște, sunt convinsă, foarte bine. Astfel încât putem spune că în cei 10 ani de când activăm în acest domeniu, am reușit să ajutăm peste 11.000 de pacienți în această categorie, cărora le-am oferit peste 80.000 de servicii medicale gratuite. Serviciile medicale, știm cu toții, nu sunt ieftine. Când e la final de lună sau de an să trageți linia, să faceți socotelile, la ce sume ajungeți, apropo de cheltuieli? Da, pot să spun, bugetul anual al fundației, care însă e adevărat include și grija pentru 200 de copii din familii defavorizate care vin în centrele noastre educaționale, bugetul fundației a depășit deja 1.300.000 de euro pe an. De unde vin banii? Peste 70% vin din, sau mereu sperăm să vină, din sponsorizări și din donații. Suntem totuși în egală măsură conștienți că avem responsabilitatea de a crea totuși o soliditate și a propriilor noastre activități, astfel încât, în general, abordarea noastră este una de antreprenoriat medical sau antreprenoriat educațional, social, evident, astfel încât să putem să ne asigurăm și o autofinanțare. În felul ăsta, sau acest tip de gândire, a dus la deschiderea, spre exemplu, a unei a doua policlinici, care, și vorbesc aici de Clinica Sala Palatului, deja, cred eu, destul de cunoscută în București, o clinică deschisă de fundație în urmă cu 6 ani, al cărui scop a fost acela de a oferi servicii medicale de foarte bună calitate. Până la urmă, nu, fundația este fondată de doctorul Enayati, un renumit medic și antreprenor medical în România, și atunci beneficiem și noi, evident, de toată această expertiză de peste 30 de ani în domeniul medical. Și atunci scopul a fost să oferim servicii medicale de foarte bună calitate persoanelor asigurate, dar cu venituri mici, pentru care accesul la sistemul medical, fiind bolnavi, este unul foarte greoi și uneori mult prea anevoios și labirintic, și atunci am decis că această clinică le va oferi servicii la prețuri foarte, foarte mici, dar la calitate foarte înaltă. Și cum calitatea este foarte înaltă, atunci putem să vindem aceste servicii persoanelor bolnave care doresc servicii medicale de bună calitate la un preț mediu de piață. Acest principiu antreprenorial ne-a făcut să putem să susținem, iată, în clinica de care vorbim, peste 1.800 de pacienți sociali pe an, deci din această categorie tot vulnerabilă, asigurați, dar cu venituri foarte mici. Deci cam 1.700-1.800 de pacienți au acces la servicii foarte bune,
datorită faptului că alți 3.500-4.000 de pacienți plătesc serviciile la prețurile normale. Înțelegeți de ce un sistem de antreprenoriat medical-social care ne ajută să susținem niște servicii pentru oameni care altfel nu și le-ar putea permite. Profilul pacienților noștri este unul foarte divers. Avem peste 50% sunt femei. Femei de toate vârstele, și tinere, și trecute de vârsta pensionării. Poveștile lor sunt destul de diferite și marea majoritate nu tocmai fericite, pentru că pacienții care ajung în această situație n-au doar o problemă medicală. E o întreagă poveste de viață complicată, cu ei soarta n-a fost neapărat foarte blândă și atunci putem vorbi, iată, de mame cu foarte mulți copii care n-au mai putut să-și susțină un loc de muncă având atât de mulți copii. Vorbim de mame cu 9, 10, 11 copii. Vorbim de mame care au fost casnice, într-un mod tradițional, au ales acest mod de viață, cu un soț care să muncească, să susțină familia, iar el se dedice casei. Dar soarta, așa cum am spus, n-a fost neapărat blândă cu ele. Soții au murit, sau le-au părăsit, sau au intrat într-o pușcărie. Avem din toate categoriile sociale. Astfel încât s-au trezit singure, cu mulți copii și fără un serviciu sau chiar fără o pregătire profesională, evident neasigurate, evident fără bani. Deci o mare parte din pacientele noastre fac parte din acest profil. Vorbim de femei în vârstă. Evident bolnave cronici, bolnavi cronici, că de-aia sunt pacientele noastre, care de asemenea pot să urmeze acest profil pe care vi l-am descris. Au fost femei casnice și au ajuns la vârsta pensiei și nu au pensie. Sau, și aici avem foarte mulți pacienți, și femei și bărbați în aceeași categorie, au muncit de-a lungul anului în mai multe locuri de muncă și s-au trezit la vârsta pensiei că o parte din locurile de muncă în care au muncit, de fapt, ei nu au fost declarați, nu li s-au plătit taxele, angajatorul nu le-a plătit taxele, astfel încât ei nu au reușit să-și facă anii necesari de pensie. Sau li s-au pierdut cărțile de muncă, nu pot să demonstreze că au muncit un calup mare de ani din trecut. Ei având cumva nouă ne arată, uite, am muncit, am fost acolo, am fost acolo, dar nu pot să demonstreze, sunt atât de bolnav și de bătrâni încât nu mai pot să ia sistemul în piept și să se lupte cu el, astfel încât să-și demonstreze drepturile. Și rămân pacienții noștri cei mai mulți până la sfârșitul vieții lor. Mai avem categorie de pacienți bărbați, încă în putere, dar care și-au pierdut locul de muncă după 50 de ani, neavând neapărat o meserie care se caută foarte mult, n-au mai putut să se integreze, au rămas fără job, nu că n-ar vrea să muncească, nu mai au unde să muncească. Ajung și un proces prin care trece orice om aflat într-o astfel de situație. De multe ori ajung la noi într-un stadiu de depresie foarte accentuat, din care pe mulți reușim, zicem noi, să-i scoatem, să-i ridicăm de acolo și să le arătăm viața dintr-o altă perspectivă. Ei ajung după aceea să accepte și joburi care sunt poate mult sub nivelul pregătirii lor, doar ca să supraviețuiască și să capete o asigurare medicală, măcar. Deci sunt multe povești triste. Avem antreprenori care și-au pierdut în pandemie afacerile, și-au plătit salariile până la ultimul om, nu s-au mai plătit pe ei, nu și-au mai plătit taxele, li s-au închis firmele, au rămas iarăși cu datorii și cu multe categorii de oameni. Încercăm să-i ajutăm pe toți. Suntem limitați, evident, în resurse și în capacități, dar oricum sunt 11.000 de oameni pe care totuși am reușit să-i ajutăm. Care sunt cele mai frecvente patologii cu care se confruntă aceste categorii de persoane? Patologiile clasice ale românului. Bolile cardiovasculare, bolile metabolice, depresia, din ce în ce mai frecvent. Probleme stomatologice, da? Marea majoritate a pacienților noștri au probleme stomatologice. Ei ajung la noi, în general, destul de târziu. Așa cum v-am spus, e un proces psihologic prin care trec și până când se accepte că asta este situația, asta este realitatea lor și bat la ușa noastră, ei ajung destul de decompensați și pe problemele lor cronice și pe probleme stomatologice. Deci cardiovasculare, metabolice.
Aș vrea să vorbim și despre refugiații ucraineni și mai ales despre faptul că ați lansat o unitate de îngrijiri medicale mobilă pe care o folosiți în centrele de refugiați. Cum ați decis să faceți acest lucru? Știu că de mult doreați un serviciu de îngrijiri medicale la domiciliu mobil. Da, știi cum e, întotdeauna e important să transformi în oportunitate o situație dramatică și noi asta cred că am reușit să facem. Într-adevăr, de câteva luni bune analizam și eram, zicem noi, aproape gata, într-un ritm mai lent, să dezvoltăm o nouă divizie a fundației. Așa cum am spus, ne plac proiectele de antreprenoriat medico-social și în dorința de a ajuta câteva mii de pacienți ne-am propus noi pe an cu servicii medicale la domiciliu, pacienți defavorizați, am decis să creăm o structură care să fie suficient de credibilă din punct de vedere medical, astfel încât să putem să și vindem aceste servicii și să putem susține din pacienți plătitori pe cei neplătitori. Eram în această analiză și proiect când a intervenit conflictul din Ucraina și atunci am oprit orice analiză și socoteli și peste noapte am decis că vom discuta cu medicul cu care începuse niște discuții de principiu. Sunt aici în poză toată echipa mea dragă, cu asistentă medicală cu care eram în discuții. Peste noapte am decis că ok, de mâine vorbim cu ei. Și dacă se poate de mâine, bine, că nu de poi mâine, trebuie să fim acolo pe teren. Am avut cumva șansa, fiind din Corbeanca, unde e o societate civilă extrem de activă, să fiu implicată în centrele de refugiați încă din a doua zi de conflict. Noi ne-am transformat centrul educațional de acolo în centru de donații, de strângere, de colectare de donații pentru refugiați. Am transformat sala de sport, Pădurile Regale, cu antreprenori locali. Deci au trecut foarte mulți refugiați prin Corbeanca, peste 1200. Și am identificat foarte ușor nevoia uriașă de medic pe care o au acești oameni, care fiind în tranzit, nu au cu siguranță timp, chiar dacă deja existau multe oferte de la clinici private, generoase, gata să-i primească, ei nu aveau disponibilitatea de a se deplasa. Totul se desfășura contra cronometru pentru ei, oricând putea să vină un autobuz să ia, oricând putea să se deblocheze un avion să ia, drept care, indiferent ce probleme medicale aveau, ei refuzau să plece din centru. Ambulanțele vuiau, da, pentru că probleme medicale existau, veneau și plecau. Eu care știu cât costă un transport al ambulanței, o deplasare a ambulanței, mi se părea că într-adevăr statul cheltuiește enorm de multe resurse fără eficiență, pentru că oamenii ăștia refuzau să plece la spitale și multe din ambulanțe veneau doar cu asistente care nu puteau să facă mare lucru la locul centrului. Și atunci mi-a fost foarte clar că e nevoie uriașă de medic. Mulți medici voluntari veneau, deci fiecare se străduia să facă ceva, dar vizualizând totuși procesul în următoarea perioadă, mi-am dat seama că trebuie să ne mișcăm și, într-adevăr, iată, din 10 martie suntem deja pe teren cu această mini-echipă, până la urmă o echipă formată dintr-un medic urgentist, o asistentă șefă, o asistentă medicală, toți din fericire cu multe experiențe de teren, de home care și, iată, de curând și o doamnă din Ucraina, de care o să vă povestesc. Ei merg deci prin centre în fiecare zi din 10 martie până acum. Am și pierdut socoteala, dar cred că sunt deja peste 300 de pacienți pe care i-am văzut, de la bebeluși de câteva zile până la vârstnici de aproape 90 de ani, cu patologii din cele mai diverse, dar și specifice acestei traume prin care trec. Și continuăm. Ne străduim, vrem să fim în continuare acolo dacă reușim să găsim finanțare să mergem mai departe.